Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Mai buni, astăzi suntem magicieni, vrăjitori, cum vreți voi să-i spuneți, dar suntem ceva mai special pentru că facem parte dintr-o echipă de intervenție, din echipa SWAT-ului din Hogwarts, dacă e să luăm în felul acesta, pentru că ne jucăm jocul Tactical Breach Wizards, un joc puzzle cu elemente tactice asemănătoare cu XCOM, dar și cu jocul produs de români, Door Kickers. O să vedeți imediat când o să dăm play, să vedeți așa cu ce se mănâncă jocul. Eu am testat puțin terenul înainte ca să fiu mai pregătit, deoarece e un joc ce necesită cumva mai multă gândire și am zis hai să nu pierd timpul cu prea multă gândire în timpul unui video și să încerc să vă explic așa cum funcționează, încât să vă fie și vouă ușor să încercați la rândul vostru. Îmi place foarte tare designul overall al caracterilor, după cum bine puteți observa, pentru că avem combinația asta perfectă de elemente SWAT sau FBI, echipă de intervenție, cum vreți voi să-i spuneți, dar și elemente magice. L-avem pe Gandalf aici și-a echipat cu ochelarea aia nebun, Gunner, și cu cască de recepție, de comunicare, are niște grade, niște chestii pe aici, ceasul ăla nebun, dar are o armă specială. Are un assault rifle, dar bine, nu este un assault rifle, are o baghetă de asalt, dacă e să o luăm așa, și împreună cu acest Gandalf avem și vrăjitoarea, nu știu, ziceți voi aici, Morgana, dacă e să o luăm așa, care și ea este echipată cu o mare baghetă de tip sniper. O să vedeți voi imediat când o să vă prezint jocul mai în detaliu. Dar ce-ar fi, hai să vi-l prezint acum, cum s-ar spune, așa că da și voi micuți dacă coșați și să vedem cu ce se mănâncă acesta. Dăm start new game pentru că vreau să vă prezint lucrurile de la început. Dăm pe default și de aici o să trebuie să mă junglez eu puțin cu sunetul că este dezastru. Bun, Wizard Tactical, așa se cheamă, Wizard Tech e denumirea acestui personaj, iar Mage Actual este denumirea acestui vrăjitor. Deci suntem în poziție și suntem gata să intrăm în, în această cameră. Trebuie să ne folosim de niște glife explozive. Punem acolo niște warduri ca să fim siguri că nu picăm pe jos și dăm drumul și la o aură de supresie, ca să nu fie vreo problemă acolo. E timpul să dăm drumul la cearuri. Îmi plac aceste combinații de denumiri atât de echipament, de echipe de intervenții de SWAT, dar și de elemente de astea așa magice, e foarte tare rău de tot. Bun, hai să-i dăm acolo distracția. Breach, am pus glifa, tur 1 și deja direct cu echipierul nostru a început să elimine două caractere. Acum e momentul pentru noi să ne ocupăm aici. Bun, avem posibilitatea de a ne mișca și desigur de a elimina pe acest individ. Trebuie să ne folosim de mediu pentru a putea, evident, să terminăm fiecare nivel cu niște, să zicem așa, daune cât mai minime posibile. Probabil ați mai jucat jocuri de genul ăsta în trecut, dacă nu, v-aș recomanda că sunt foarte mișto, că spune mintea la contribuție să găsești fel și fel de soluții interesante. Bun, ne mutăm către următoarea cameră, la fel, trebuie să fim pregătiți să dăm un mare breach aici. Oh, Tremor Springs and Elder Shroud Blord with an M4, what the fuck? Ah, astea sunt armele ăstora, uite că au niște baghete dubioase acolo așa. Ok, ok, astea sunt țintele noastre și trebuie să reușim să-i eliminăm pe toți. Bun, am încă, eu știu deja ce avem de făcut aici. Ok, deci avem 3 tipi plus încă unul, cea mai probabil, deci o să fie 4, bun. Oh, avem unul care, da, e echipat cu ceva machine gun nebun. Perfect. Acum trebuie să vedem cum ne putem ocupa de toți ăștia. Păi simplu, ne mutăm aici, dăm un burst, arup ăsta, utilizăm laptopul și dăm cover și dăm enter. Yes. Suntem bine și acum putem să eliminăm și pe acesta și gata. Super. Am terminat misiunea într-un mod cât mai eficient posibil. Acum văd că avem un golem acolo așa sau ce-o fi. Da, uite, a great oak in a ghillie suit. Și avem un mare copac într-un costum ghillie de ăsta de stealth. Da, știu, e dubios că el e deja un copac, dar poartă camo, dar ce poți să și faci? Hai că-i dăm. Bum, bum, bum. Le-ai eliminat pe la mare. Important este să folosești de mediu pentru că vrei să lovești. Vrei ca inamicul să lovească. Oh, nu am văzut la cover. Vrei să fie interacționat cu mediul încât să faci jos de cât mai multe kill-uri posibile și să n-ai probleme după. Ah, stai puțin. Rewind. Dăm înapoi că ne-am fățit cu niște chestiuțe pe aici. Venim frumos aici. Dăm bărșatul. Și putem utiliza laptopul acum fără doar și poate. Super. Îmi da intern. Văd că a venit un nou prieten pe aici. Pe care trebuie să îl dăm într-o direcție. Nu îl dăm decât într-o direcție care nu-i prea, nu-i prea favorabilă. Să dăm așa. Am crezut că îl împing de perete, din păcate n-avem ce să-i facem aici.
Oh, stai așa că o să tragă în fort. Ia, zi-mi ce se întâmplă. Deci nu trebuie să lăsăm să ne atingă prietenul. Vedeți, avem foresee phase în care putem să vedem ce s-ar întâmpla dacă. Așa că noi o să ne ducem mai aproape, încât să să-l încasăm niște lovituri. Vedeți aici, o să încasăm niște lovituri ca să fie tot în regulă și cu echipierul nostru se ocupă mai departe de, de misiune. Astea sunt niște sacrificii pe care trebuie să le facem aici. Bun, ne mișcăm mai departe. Putem da skip peste conversația, că nu ne interesează neapărat. Deși super drăguțe, vă recomand să le vedeți. De eu l-am văzut deja odată, de-aia zic că nu aș vrea să stau să le văd acum. Și trebuie să vedem ce putem face aici. Bun. Avem două situații. În sensul că trebuie să avem grijă că ăsta o să ne-l, o să ne-l răpească pe Liv și ăsta o să-mi puște hostage-ul. Deci trebuie să testăm apele, cum s-ar spune. Venim aici. Dăm un shot. L-am eliminat pe ăsta. Și vedem ce se întâmplă. Moare hostage-ul. Nu e ceea ce ne dorim. Așa că trebuie să încercăm altceva. Înseamnă că trebuie să salvăm hostage-ul. Venim aici. Pregătim shot-ul. Și nu e iarăși, nu e opțiune bună pentru că ne este omorât hostage-ul. Deci nu îi distragem atenția. Înseamnă că singura soluție viabilă este să omorâm acest individ și să lăsăm pe, pe coechipierul nostru să fie luat. Din păcate trebuie să ne alegem o singură opțiune și anume că omul trebuie să supraviețuiască. Și acum trebuie să facem două chestii importante. Ne mutăm aici, dăm un shot aici ca să-l aruncăm pe ăla pe geam și să dăm cât de mult damage posibil. Luăm niște damage și nu, trebuie să-i refacem pe toți. A, stai, eu prost. N-am citit obiectivul, uite, vedeți, o greșeală mare, gata. Putem folosi echipamentul și să ne luăm mare blink de aici. Păi, what the fuck? Bă, n-am vrut să-mi pușc ăsta. Blink out, gata. Am grăbit-o puțin acolo, dar uite, chestia asta nu știam că poți să mori staticul. Tactical Bridge Wizards. Bă, vedeți că e chiar drăguț jocul ăsta, cum am spus, vă pune mintea la încercare, pentru că vi se dau niște cerințe și voi trebuie să încercați să le îndepliniți pe toate, cum s-ar spune. Bun. The Asset, și asta este actul 1 și văd că sunt, cred că, nu am uitat bine, erau 4 sau 5. Bun, suntem aici la bază, ne spune despre situația de aici. O să vedeți niște denumiri interesante, rău de tot, pentru problemele pe care le avem noi în lumea asta, în sensul că, fiți atenți aici, o să trebuie să ne ocupăm de niște vrăjitoare odată, asta așa, și avem de breaching glyph-urile, stai un pic, știu că vorbea de facțiunile existente în jocul ăsta, o să vedeți imediat, aici povestim despre o misiune pe care am avut-o, că nu au mers lucrurile chiar așa bine. Bun. A, am crezut că aici e treaba aia în care ne discutam mai multe despre facțiunile, că erau, nu știu, warlocii cu, se ocupau de trafic, avem mai știu ce vrăjitori care se ocupau de produs cocaină și nu mai știu ce, era o nebunie totală acolo, cred că am ratat eu, probabil am fost prea absorbit de aia, am crezut că o să scrie în all caps, dar n-am scris în all caps, ok. Avem pe acest vrăjitor aici, care face parte din grupul ăsta de warlocs de care vă spuneam. Și folosim Static Blast-ul, care e foarte OP. Bine, el e Pyromancer, pardon, e un Pyromancer ce gătește droguri, cum s-ar zice. Bun, 1 din 6, foarte eficient și super rapid. Mergem mai departe la prietenul nostru aici. Și trebuie să vedem cum eliminăm cât mai mulți din prietenii noștri. De ce ăștia vor să ne ia pe noi? A, ok, cred că suntem și trădători sau ceva, ok. Încerc scuze, n-am fost deloc atent la plot pentru că m-am concentrat mai mult pe alte lucruri. Bun, dă înapoi aici. Bun, ne schimbăm caracterul următor. A, am crezut că o să dăm mai mult damage. Cred că îți dăm un rewind, două rewind-uri chiar. Deci cred că ăsta de fapt aici. Nu, dă înapoi la ăsta. Dă așa. Bun. Al doilea. Blast. Să aruncăm pe geam. Și am eu încă mai trage o tură. Use the laptop. Force action. Încasăm așa o lovitură. Ah. Înseamnă că mai trebuia ceva.
Până că n-am luat-o noi bine atunci. Înseamnă că trebuie să luăm pe ăsta. Vine aici. A, nu funcționează așa, fii rar. Hai că nu mai știu cum făceam asta. A, chain bolt-ul. Așa, gata. Scuzați-mă, am uitat că aveam o abilitate nouă, interesantă. Bun, use laptop. Saca paca și timpul să plecăm de aici. Bun, foarte bine terminat. Ne-am mișcat puțin cam lent, dar nu contează asta. Acum și acum ce ne așteaptă în față? A, destul de groaznic. Ce chatting de asta. How about you? What have you been up to? The team casting its way through the station right now is led by my former co Liv Kennedy. Oh, wait. Am crezut că asta e Liv. Oh. So might be the most dangerous person on the planet. I think she's trying to start a war. Oh, deci cred că Liv ne-a trădat. It might be my fault. So stop. So stopping that. Okay. Cool. Cool. Listen, these guys didn't like me much before. Și asta e un alt polițist aici, nici observ. Chiar îmi cer scuze că n-am fost atent. Acum când stau să mă uit mai bine, chiar părea interesantă și povestea. Am fost prea atras de gameplay încât să fiu prezent cu povestea. Se mai întâmplă asta. Ok, așa. So should we probably get out of this building for the next 4 minutes if you don't want to stay here for the 420 life. Ah, ok. Stăm aici câțiva ani. Da, hai să deschidem asta. Avem un singur polițist aici, un enforcer, care are baston și scut. Și hai să vedem cum putem... Nu putem să-i aruncăm pe toți pe deal. Bun, atunci hai să încercăm altceva. Cât de greu poate să fie să-l împingem pe geam? Asta mă, dă-i brici acolo, că ne scurcăm noi. Deci să avem grijă la ăsta, că ăsta e problema. Ok, redeploy Zan. Deci noi acum pe cine avem? Pe Jen. Ok, deci Liv era aia și ăsta era altcineva. Bun. Can I position wizard at the start of the level? Use redeploy ability to move Zan to breach position on the door. Ok, redeploy. Aproape l-am scos. Ok, unde e redeploy-ul? Stai că nu văd redeploy-ul ăla. Move. Că aș putea să-l pun aici, știi, și să-l sperii la ușă. Ah, putem da rewind aici de tot? Ah, gata, mă, fii atent. Gen, redeploy, vino aici. Apoi, pe tine redeploy aici. Move. Breach here. Așa, mă, gata, vine aici. Burst. Și acum tu, bridge. Ah. S-ar putea să-i dăm niște damage, dar nu cred că-i dăm îndeajuns damage. Da, nu i-am dat destul. Te omoară? Ah, nu te omoară. Înseamnă că e ok. Oh, wow, poți să-l omori pe al tău, n-am știut. Ah, și ăsta nu funcționează, ok, dă înapoi. Ah, nu mai putem să ducem înapoi. E bine, asta e puțin cam aiurea. Ah, putem să facem asta măcar. Gata. Bun, hai să utilizăm și laptopul. N-a fost chiar cea mai deșteaptă chestie, cred că putem să rezolvăm asta mai ok, ia să vedem ce zice. Completed, completed. Turns efficient and clean. Mai mult sau mai puțin. Ce mai spune? Alright, so what does your former CEO have against the Rushwater PD? I don't know. Ah, ce-o fi așa supărat ca prietenul nostru Liv? What's our overall objective? I don't know. Știi ceva? And how long have you been on this investigation? 3 months. I'm a clairvoyant with an assault staff, okay? I never had to solve mysteries before. You need to solve with investigation skills. Someone whose career is in a temporary dry spell despite her obvious talent. Ok, ce înseamnă că poate e invidioasă colega aia noastră care ne-a trădat.
Nothing, I'm broke. Oh my god, săraci, nu fac bani deloc. Ce se întâmplă aici? That's actually very competitive with what I'm earning right now. I'll take a look at your files. Yeah, fișiere, ce poți să faci? Bun. Hai să ne ocupăm de asta. Deci încă un enforcer fără geamuri de data asta. Dar ai un plan, nu? Ok, ce să-i dăm stun cu ceva? Bun. Bridge? Bridge. Ok, deci trebuie să ne folosim de ăsta cumva. N-avem alte briciuri. Perspective bolt. Păi și ce facem cu asta? Ah, ok, ok, ok. Deci e genul ăla de abilitate. Mhm. Dar n-am unde să-i dau redeploy. Ok, stai așa, rewind. Vino aici. Nu, dă-i și cu ăsta. Aoleu, înapoi. Bun. Perspective. Cum e caracterul ăsta? Și ia să vedem. Get someone close enough that he plans to charge at them. Ah, ok, trebuie să lăsăm aici. Păi atunci o ducem pe asta aici. Împingem. Gata, mă, l-am rupt. Mamă, ce tare, ați văzut? Cât de tare a fost asta? Uh-oh, încă unul. Ok. Detalii, detalii. Dacă dăm, îi dăm 2 damage. Ăsta mai are perspective, boltul l-are. Ok, atunci înseamnă cu asta venim aici. Odată. A, nu, dă-i înapoi. Dă-i shot-ul. Apoi move aici. Tu. Cred că l-am împins prea tare, nu, dă înapoi. Perspective, boltul. S-ar putea să fie îndeajuns ăsta. Ia. Yeah. Ia, e îndeajuns. E perfect. E absolut perfect. Înseamnă că, înseamnă că ai vin. Sealing the door is a free, gain one mana. Nu cred că putem să rezolvăm. A, uităm că a mai venit unul, da. Rupel. A, nu pot să trag de-al meu. Bun, tu. Seal the door. Gata, mă, și-am pus vrăjitorii aici. Perfect. Dar poate puțin mai mult. Am fi putut să o facem cu o rundă mai devreme. Nu zic nu. So what's the plan this time? Ok, I don't know. Improvise. Superb. Ok, și avem două locații. Cred că dacă dăm cu el, bridge. Unul trebuie să intrăm, asta e clar. Bolt here. Nu, că nu suntem, nu, că nu suntem la vedere. Oh! Ok, ok, go back. Înseamnă că trebuie să spargem în ambele direcții. Shot here. Acum tu, bridge. Shot. Move. Protective. Nu știu dacă o să fie îndeajuns. Nice, perfect. The one shot. Bun, acum aici. Bine, cred că puteam să o duc din start la laptop aia și ieșea mai ușor. Da, cred că puteam să o duc din start acolo. Mereu există un pas pe care poți să-l ștergi. Alright, this is it. The way out? Nu. Wait, you haven't been leading us out here the whole time? You haven't been following me, haven't you? I don't know where I'm going. Oh my god. Deci nu știm unde mergem. Sorry, but there's no sense rushing. So where are we headed? To the office, that leads to the cells? There's someone I need to talk to. Oh, să vorbim cu cineva. Look, I've been carrying myself a PI for a year now. Oh, deci e private investigator tip asta. Ok. Și ar putea să scoate niște bani aici. Are renturi, ok, forget it. Da, hai să lăsăm toate astea. Mergem să scoate niște bani. I was born ready. Let's go.
aici. 1, 2, 3, 4, 5, ui, ui, mulți. Cred că rewind. Redeploy here. Acum să văd. Ah, nu l-a rupt. Și crezut că-l rupe. A, mă ved ăsta. Așa că intri tu bridge. A, nu e pus pe partea bună. Fier ar să fie. A, stai mă că puteam să dau redeploy. Ce prostă, poți să dai redeploy de acolo. Oare atunci nu ne trebuie ăsta aici? Așa, și vină tu aici. E chiar mișto jocul ăsta, că ai atâtea chestii tactice interesante pe care le poți face. Oh, n-am opțiuni bune. Perfect, aia e cea mai bună opțiune. Și the move. Ah, merge doar dacă enemy nu e acolo. Ah, am înțeles. Atât. Fii tu, bridge. Chain. A, lovesc pe al meu, firar. Ok, bridge. Au mai vint unii. Bun. Recover. What the fuck, bă, bune? Am aruncat și pe ăla, deci mai e ăla acolo totuși. Ok, trebuie să folosim neapărat ăsta. Firar, n-avem unghi aici. O să tot vină mereu câte unul. Ah, fuck. Trebuie să vinem cu acela. Ia vezi. Ah, stai. Nu, apoi, leaf cover. Nice, in turn. Încă unul, tu. Trebuie să-l făcu repede. Amina, dar acum ce să-i mai facem? Îl batem pe ăsta, hai. Da, n-ai ce să-i faci de acum. Hai, da, clar putea fi făcut mai elegant, ce-i drept. Mai era o opțiune interesantă. Rush Water PD Holding Cells. Hi, me again. Don't know if you heard, this station is currently being raided by Spec Ops team. One of who can transcend time. Oh, yeah, was right, and much of it is on fire. If you tell me why you shot Wexler, I can get you out of here before even more of it is on fire. Cum? Cum bridge glyph, dă. Dacă nu, două. Și dacă nu satisfac curiozitatea, o să mă lasi să mor clasic. Am un fi dramatic. Ok, cred că avea ea o glifă ceva, dar a bubuit altă chestie. The hell just happened. Cred că a venit, da, cred că a venit Liv Kennedy. Oh, no. I didn't love it. Ok, deci asta e intro de la acest joc nebun. Ia uite, mă, i-a prins pe toți în ceva bule nebune. O să citească cărți. Mission completed. Mă, până acum mi se pare foarte interesant jocul ăsta. Am cer scuze din nou dacă voiați cumva să fiți mai atenți la poveste și eu am fost părnaia și nu m-am uitat peste. Mi se mai întâmplă să mă grăbesc, eram prea entuziasmat de gameplay să vi-l arăt încât am ignorat complet povestea. Hai, tot treaba, uite, Tactical Wish. O pus ăsta de wishlist aici, ce drăguț. Ok, mult mai interesant în cazul tipe astea. Ah, acum ești interesat, super. Cred că vrea banii, de fapt. Dessa Banks. Ah, și tipa asta e druid, din partea, uite mă, druid mafia, de asta ce vă vorbeam eu. Am înțeles. Și e mare doctoriță aici.
Deci ar vrea oare? Cine știe, e prea tare. Cine Liv? Era commanderul, ok, din Navy Special Forces. She's a chronomancer. Pare OP. Ce chronomancer, mă, poate să controlează timpul și toate nebunile astea. Ok, ok. S-a dus naibii tot la vale. A, deci cu aia de la bătunul la început era Druid Mafia, ok. Și am ales să salvez hostage-ul, ok. Și a n-a murit, de fapt. Am înțeles. Da, cine știe ce Dumnezeu s-a întâmplat cu ea. Iar acum cred că e supărată pe polițiști din cauza că am ales să salvăm un hostage sau n-am făcut nimic altceva, mai degrabă să o salvăm, ok. Are o hartă, ok. Avem o hartă care ne poate duce la niște informații noi despre ținta următoare, plus minus, evident, câteva informații și despre Liv. A, și aici putem să ne punem puncte în tot felul de chestiuțe pe care le avem noi. A, ce tare, ce tare. Dar oameni buni, cam asta ar tot pentru acest video. Sincer să fiu, e un joc foarte interesant, mi se pare conceptul nu chiar nou, dar mi se pare drăguț cum au luat elemente din diverse jocuri și le-au pus într-o singură chestie, plus tematica generală a jocului mi se pare fain rău de tot și felul cum au combinat, v-am spus, chestii de lume reală cu chestii magice încât să fie cât mai potrivit pentru jocul ăsta, cât are propria sa personalitate, dacă sunt în felul acesta. Așa că, mai bun, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim de acum data viitoare. Pa, pa!